Olá, eu sou Radu Furtui și am să vă prezint azi cum se face un avion. Luați o foaie mare, o puneți pe verticală, noi colț pe colț. Acum deschidem. O să îndoim așa, un triunghi. Apoi pe doi. Îndoim așa. Îndoim aceste margini. Apoi luăm așa și facem așa. Să o îndoim și pe aici. Și dacă uită cum e ieșit avion. Acesta se numește pasărea albastră. Cum să faceți un stil foarte drăguț de avion, dar să-l aruncați foarte încet. Luați o foaie obișnuită și o puneți așa pe masă. Îndoim colț pe colț foaie, ca să putem să facem corect avion. Îndoim colț pe colț. Deschide. Luăm așa foaia pe dreptunghiular și o deschidem ca pe o carte. Apoi apucăm un colț și îl punem direct pe linie. Iar apoi punem celălalt colț tot pe linie. Iar apoi până ni s-a unit bine. Iar apoi venim cu vârful ca la un plic. Ca la un plic, vedeți? Doim bine latura de sus. Ai nevoie de hârtie? Da. Ce să faci? Iar apoi venim cu unul dintre colțuri direct aici. Iar apoi, vedeți? Am pus un colț așa și apoi venim cu următorul colț care este la fel. Așa. Să vedem dacă este colț pe colț, căci aici nu o să se mai vadă nimic. Iar apoi luăm un colț, îl punem direct pe linie. Luăm al doilea colț și îl punem tot direct pe linie. Bun. Iar apoi vedeți că de la plic ne-a rămas aici, ca un fel de piramidă. Luăm acest vârf și îl punem exact ca să ne iasă ca la o piramidă mică, care este în spate ca o piramidă mică. Iar apoi luăm această lată și îndoim direct așa. Vedeți? Bun. Apoi luăm și cealaltă aripă și facem așa, să le îndoim bine
Iar apoi o întoarcem pe spate și îndoim drept. Așa. Uitați. Punem colț pe colț. Și gata, ne și avionul. Acesta se numește Marele Avion de Viteză.